Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Dragii mei, vă urez sărbători binecuvântate alături de cei dragi, să aveți parte de tot binele din lume și menționez faptul că aceste previziuni sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce de pe 18 până pe 31 decembrie. Deci intră și Crăciunul și Revelionul, tot acolo clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în următoarea perioadă. Tot în comunitate să știi că ai acces și la previziunile bonus pentru decembrie, partea de tarot, partea de astrologie, ai acces și la previziunile bonus pentru 2024. Bun. Dragi scorpioni, în primul rând este o perioadă pentru voi bună. Prima parte a perioadei, să spun așa, în primul rând Mercur este retrograd până pe 23 decembrie pe casa a treia și aici trebuie să fiți atenți pe comunicare, pe acte, pe drumuri, pe mașini. Poate să fie și o perioadă în care vă revedeți cu rude, cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp. Dacă ați semnat ceva sau ați făcut o înțelegere, ați plătit ceva acum nu știu cât timp, e, acum se pot relua discuții în acest sens. După 23 decembrie, până la finalul anului, Mercur retrogradează în Săgetător și în perioada aia trebuie să fii puțin atent pe bani, trebuie să fii puțin atent pe ceea ce cumperi, pe banii care ți intră și foarte mulți scorpioni cu siguranță veți relua anumite discuții în perioada aia, fie cu rudele, fie cu oamenii din jurul vostru, privind aprecierea pe care o primiți din partea lor. Acum, Marte, guvernatorul vostru, spre final de decembrie, nu e chiar atât de liniștit. În primul rând, finalul lunii decembrie. E foarte ciudat pentru tine. Ți-aș recomanda o foarte mare atenție pe cumpărături. Da? Vezi că pot apărea niște cheltuieli, dar ele nu sunt neapărat negative. E ca și cum îți cumperi ceva pentru plăcerea ta, pentru sufletelul tău. E ok, dar calculează de două ori bugetul. Și vom vedea și scorpioni care nu se vor mai lăsa așa călcați în picioare cu una, cu două. Cu siguranță o să vă conștientizați valoarea și o să vreți să primiți ceea ce meritați. Da? Nimic rău în asta, doar că vi se cere să și acționați, nu doar să comunicați, nu doar să exprimați aceste aspecte. Finalul anului te găsește foarte hotărât privind viața ta la modul general vorbind. O să știi foarte bine ce-ți dorești și uite că spre finalul anului Venus se mută în Săgetător și acolo vei vedea că ultimele zile din acest an vor fi mult mai bune pentru tine, încep să-ți recapeți încrederea în tine, lucrurile se mai liniștesc, îți mai revii puțin cu banii și de asemenea vreau să discutăm și despre luna plină din RAC, care se petrece undeva a treia zi de Crăciun. Să știi că este un Crăciun destul de intens, destul de provocator, nu-i neapărat negativ, aș merge mai mult pe ideea că ne ajută să vedem lucrurile ceva mai clar. Acolo este vorba despre o închidere care apare pentru tine legată de, dar vezi că e ceva în privința căreia tu pui punct sau tu iei decizia, nu e vorba de ceilalți. Da? Poate știu eu, unii scorpioni încheiați ceva, poate încheiați un proiect sau poate aveți niște discuții serioase cu partenerul privind separarea sau privind o călătorie pe care poate ați programat-o de mult timp și abia acum o faceți. E ceva ce a început undeva prin vară și abia acum se finalizează povestea cu adevărat. Poate știu eu, pentru unii are legătură și cu niște drumuri și cu o călătorie, dar aș merge foarte mult și pe zona aceasta de acte pentru cei mai mulți dintre voi. Poate în sfârșit aveți o discuție sinceră, da? Pentru că foarte mulți scorpioni în luna decembrie și în general în ultimele două săptămâni nu prea o să mai aveți răbdare și nu prea o să mai tolerați. Pluto, care este și el guvernatorul vostru, se află pe grad anaretic și asta înseamnă că în poziția în care se află și în situațiile care se petrec pe acolo, vă face să spuneți lucrurilor pe nume direct și să rupeți poate cele contracte, poate cele lucruri care nu mai funcționează. Acum, nu zic că le rupi de Crăciun sau de Revelion, doar că poate să fie începutul, pentru că oricum ar fi, da,
poate, nu știu, pot fi discuții, pot fi negocieri. Și dacă vrei, poate undeva pe la anul, prin toamnă, se finalizează povestea cu totul. Da? În general, o perioadă bună, aș spune eu, dar care vine și cu tot felul de surprize, tot felul de tensiuni, tot felul de lucruri ciudate și discuții foarte, foarte, foarte sincere pentru tine în perioada asta. Hai să vedem și arhanghelii ce zic, ce trebuie să știi. Ultimele două săptămâni din decembrie 2023, 18:31. Hai să vedem, dragi scorpioni. Bun, a ieșit mesajul, prietenul perfect. Numerele importante, 3, 4, 7, 34, simt și 43, nu știu de ce, pentru unii dintre voi nu-i valabil, pentru toți. Culorile importante, albastru, mov, roșu, roz, auriu și avem aici o prietenie foarte bună, prietenul perfect. Poate este vorba despre prietenia care este în relația cu partenerul sau poate este vorba despre un prieten care te ajută sau cineva care îți cere ajutorul. Arhanghelul Racuiel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Deci, dragi scorpioni, este o perioadă în care prietenia este foarte importantă. Fie primești sfaturi bune de la cineva, fie tu ești persoana care oferă sfaturi, da? Poate e nevoie să vindeci sufletul unei persoane sau cineva îți vindecă sufletul prin niște conversații sau printr-un gest. Da, hai să vedem ce spune și tarotul. Am ales un tarot diferit cu imagini de Crăciun. Mi este foarte drag. Hai să vedem, dragi scorpioni. Și axa asta a relațiilor, să știți că se activează la un moment dat și e destul de intens ce se petrece pe acolo, da? Surprize mari, surprize mari, dragi scorpioni. Hai să vedem. Doi de monede, prima carte. Wow, dragi scorpioni, aveți trei arcane majore pe partea voastră. Și încă una la baza pachetului. Aici simt eu o amânare, un compromis, ceva ce se mișcă greu de foarte mult timp. Poate, nu știu, te simți sacrificat, te simți blocat într-o situație anume. Temperanța, să știi că ți-aduce vindecare, ți-aduce liniște, dar temperanța vine și cu o senzație, da, în care e ca și cum trebuie să negociezi cu cineva ceva anume. Da? Avem doi de monede dintre tine și ceilalți. Doi de monede înseamnă un moment în care încerci să negociezi cu cineva, poate o situație financiară, poate alți scorpioni mergeți la cumpărături, dar simt eu aici o energie duală care durează de ceva timp și așa cum ziceam, pe partea ta avem trei arcane majore, cu moartea la baza manifestărilor, care e cartea ta, deci foarte mulți scorpioni, așa cum am zis, veți pune punct unor situații în această perioadă, da? Veți pune punct unor situații. Vrei să-ți schimbi viața, vrei să trăiești la plus infinit, împărăteasa în inima ta, deci poate rolul de mamă este foarte important în perioada asta. Alți scorpioni o să vă doriți confort din punct de vedere personal, poate unii aveți o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, dar văd aici o perioadă în care, repet, voi sunteți puși pe schimbări mari. În mintea ta avem marele preot, marele preot care mă duce pe mine cu gândul la ideea că este o perioadă în care fie vrei tu să înveți pe ceilalți, să-i ghidezi, să le arăți anumite lecții de viață, fie este o perioadă în care înveți, o perioadă în care studiezi. Poate să fie și un moment în care te gândești foarte serios să iei o hotărâre privind relația de cuplu, poate. 8 de monede avem aici. Se lucrează foarte mult în perioada asta, poate intri în contact cu oameni care au foarte mult de lucru, poate alți scorpioni aveți oameni în jurul vostru care vor să repare anumite greșeli. Pajul de monede,
Cineva te studiază foarte intens în perioada asta. Ai văd o legătură cu o persoană mai tânără sau o persoană care este foarte curioasă mereu să afle, dar partea asta materială a vieții. Poate ai legătură cu cineva care învață partea aceasta de bani. Da? E ca și cum intri în contact cu o persoană mai puțin experimentată. Cineva care bate la ușa ta pentru a-ți cere ajutorul. Cineva are nevoie de grija ta, de protecția ta. 6 de monede, ultima carte, care din nou vorbește despre această energie duală, dar și despre faptul că unii scorpioni poate primiți cadouri de la muncă sau poate reușiți să vă achitați anumite datorii, reușiți să rezolvați anumite lucruri importante din punct de vedere financiar. Și asta este absolut fantastic, da? Deci, dragi scorpioni, decizii importante în luna decembrie, o să fiți așa ca un profesor, ca un mentor pentru toată lumea, chiar o să dați exemplu celorlalți, de ce nu? Acestea au fost previziunile generale pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături, îți doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Nu știu de ce simt să vă spun cât e abonamentul, e 20 de lei în bani românești, în euro nu știu cât vă apare, că e diferit, nu am setat eu prețurile astea. 6-5 euro, ceva de genul, și aveți acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile. O să mai vedeți un abonament, dar ăla e, mă rog, ăla e la fel, adică aveți aceleași beneficii, doar că, na, cumva faceți și o donație dacă vreți. Sunt mulți oameni care au ales acel abonament pentru că au considerat că sunt multe informații. Da? Da, cum vreți voi, primiți acces la previziunile bonus toate, pentru toate zodiile. Aici ți-am zis, discutăm pentru fiecare zi, de pe 18 până pe 31, clarificăm cărțile, primești sfat din partea îngerilor romantici, primești un răspuns la o întrebare, iar în final vedem surpriza. Te îmbrățișez încă o dată, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.